Doamna Mariana este în continuare alături de Laura Cosfaturii după ce aceasta s-a despărțit de Albert. Vorbești, nu te simți, nu vrei să faci, lasă, tu știi. Pur și simplu era un dans. Presupune că erai, rămâneați în competiții și erați prieteni și lăsați ca prieteni. Dar treaba poate să vă știți. Eu ți-am zis, mai sunt 2 săptămâni, după 2 săptămâni să mai vorbiți. În principiu eu zic un sfat, care să zic. Lasă persoana de lângă tine să vadă ce-a pierdut. Nu să zic bine că n-am făcut mai multe. Că dacă întorci cu reproșul și cu vorbe, ce bine am făcut. Eu ți-am sfatul să zic și la mele am zis. Să vadă ce este bun din tine. De asta am zis, nu continuați cu discuții de una de alta, că nu se merită. Dacă sunteți afară, e altă treabă. Dar aici e exact cum v-a spune vorbi în public, față de toată lumea. Vorbele trebuie să le știți voi doi ce aveți zis, nu... Da, tu știi mai bine. E cel nu am văzut și la petrecere în sos înțite că... Asta am văzut și eu, că nici el nu s-a... Nu, și să te dai seama. Da, că știi, nu știu de altă. După aia... Nu mi-a picat bine. Ce? Când dansa cu ele două. Nu știu, eu cam ca susele era să dea acolo. Lângă televizor. Eu ți-am zis, eu am luat ce-a zis mama ta, am gândit și alaltă seară. Nu sunt prietenii în casă și m-am convins. Da, a zis mame așa? Da. A zis că să uiți mai bine. Nu vreau să zic că se dea nume, dar să uite mai bine în casă. Ai grijă că de afară se vede altceva. Și mi-am dat seama, să știi. Dar nu de acum. Sincer, nu mai înțeleg. Eu ți-am zis și ieri. Am stat un pic și m-am uitat. Eu nu pot să-l înțeleg pe el. Nu pot, nu pot. Eu nu înțeleg. El stă din urmă și spionează. Eu îl înțeleg. Și știu. Și el da, ce spionează. Și nu ieri. Am stat și tot așa și stă și... Și îl știu, eu îl știu. Și să nu crezi că dacă nu simțea, nu făcea. Ah, dar n-am zis, nu. Să nu crezi treaba asta, că el a văzut și era. Știu, n-are nicio treabă. Da. Știu că nu face ceva dacă nu simte. Că și eu sunt la fel. Păi da. Dar eu, momentan, eu nu vreau eu să-l văd cu alte fete, nu. Ce fete? Păi n-auzi că dansa cu Adriana și cu Andrada și a vorbit și pe canapea acolo în bucătărie cu ele, vorbea cu ele. Și pe mine nici nu... Mie, cum ne de ce n-a vorbit? Îi dai seama că el întreba ceva. Când mi-a zis mie, era afară? Când mi-a zis Andrada că se vede pe Adriana, păi că Albert se vede. Nu era. Se vede ce? Că stă ca un... Nu știu ca ce, nu mai știu ce, chiar n-a dat importanță. Auzi? Dar tu cum te-ai simțit dacă... Ai simțit ceva pentru un băiat cu care trebuie să dansezi și știi că oricum nu mai e nimic, tu cum ai fi? Și să-l mai și vezi toată ziua, dacă se mai și deschide și la astea. Știi ce aș face eu? Dacă eu, eu sunt din principiu că imatură. Da. Așa. Lăsați-vă ce faci până la urmă. Principiul. Păi n-am văzut ce a făcut. Nu știu, l-aș lăsa și văzut. Și aici nu, hai să te realiști, aici nu poți prea multe. Afară mai faci ceva, mai drept, mai... Adică? Băi, acasă, dacă erai în afară, îți dai seama. Sper, bă, cereme multe răspunsuri, da? Hai să ieșim la o cafea, mergem, îi condeam, parc, vedem, facem, premii. Era altă treabă. Sunai. Nu mi-e chid telefonul. Nu, nu fac așa. Dacă mi-ai închis, la revedere, nu mai... Ce stau să te zăpățesc, să te... Da? Da, nu. Nu insist. Acum știi ce se întâmplă. Hai să fie realist. Nici nu aveți ce pierde, nici nu aveți ce câștiga. A, da, asta știu. La ora actuală. Știu. Voi trebuie să vă demonstrați unul altuia, nu trebuie să vă demonstrați nimănui. Da, să demonstreze la următoarea petrecere. Capriciile iubirii. Trebuie să lași pe cealaltă persoană să vadă ce a pierdut. Păi ce faceți, doamna Mariana? Lucrați la dublu? Țineți cu ursul sau ce faceți? Că până la urmă sunteți mama lui Albert. Nu, eu m-am referit în general, că am văzut că era foarte supărată și am zis pic. Da, doamna Mariana, dumneavoastră puteți să fiți atât de obiectivă încât să vorbiți la modul general. Mie îmi spuneți. Zis afară, putem vorbi mai mult, adică nu trebuie să pui sentimente, atât, nu că era Albert, că la urmă urme cu Albert a fost nici o lună de zile. I-am zis pe parcursul, nu trebuie să te arunci așa, să arăți unei persoane că o iubești, așa, să fii mai așa, mai... Păi când s-au despărțit, Albert chiar era reproșat că e prea rece. Cine? Laura. Păi astea treburile lor, eu păi nu da, știu. Tocmai nu s-a aruncat, adică în ultima perioadă Laura îl trata așa... Da, poate, eu am înțeles acum ideea, ele fiind prietene, poate mama încearcă să-i dea niște sfaturi, da, încearcă afară, să da. O ajute, încearcă să fie lângă ea, doar că nu știe toți factorii care au fost între mine și Laura, nu știe toate situațiile, pentru că ea nu Aolea, a fost, ce nu știe? Pentru că ea nu a fost în totalitate lângă mine și lângă Laura. Ce nu știe? Ce am ratat? Da, să zic, nu e ceva ce am ratat, poate și noi. E cum a fost dinamica din relația noastră, pentru că, sincer să vă spun, în această lună de zile în care eu cu Laura am fost împreună, mama nu a fost niciodată pe lângă noi. Nici nu, dar n-a fost aici, n-a fost dincolo în studio. Știa spora dinamica relației voastre, adică toți cei care vă urmăresc și v-au îndrăgit. Cu siguranță, eu am spus... doamna Mariana. Da, pur și simplu. Da, uite, Albert, dacă îmi permiți o întrebare și poate așa o să ne ajut să te înțelegem mai bine, pentru că suntem diferiți și te-am urmărit pe parcursul competiției în două relații și o cunoaștere sau o relație cu un singur sărut la club. Da. Și în urma acestor despărțiri niciodată nu te-am văzut, pare așa, insensibil, neafectat de nimic. Și atunci eu te înțeleg și e firesc, poate că în urma unei relații nu poți să te... De o lună nu poți acum să plângi 3. Dar totuși, adică sunt momente în care, nu știu, și dacă și când eram în adolescentă, dacă mă curta un băiat 3 săptămâni, totuși după ce nu mai înscria, eram curioasă, adică ce s-a întâmplat, uite, 2-3 zile, tot nu mai gândeam, uite, nu mi-au mai scris. La tine cum stau lucrurile? Pentru că tu nu pari deloc, pari foarte insensibil și neafectat de nimic, adică ca și când, da, m-am pupat o lună, mare lucru, adică... În primul rând, da, nu referitor la ce a fost în trecut, au fost... niște relații foarte scurte, încât să apuc să pun niște sentimente mai profunde ca să stau foarte mult. Păi vă explic. Dar oamenii în casa Mireasa după o lună spun te iubesc sau poate s-au cerut în căsătorie. Da, dar fiecare face fix așa cum consideră și fix așa cum simte. Poate nu suntem la fel. Adică nu suntem la fel cu siguranță, niciunul de aici, din casă. Și fiecare se manifestă în felul lui. Dar și probabil, da, eu și după relația aceasta pe care am avut-o cu Laura, nu pot spune că am fost cel mai fericit sau alte lucruri de genul, pentru că s-a văzut lucrul ăsta și la petrecere. Ce a fost acolo, dansul acela de dimineață, chiar a fost de dimineață, da, la sfârșitul petrecerii, unde Andrada m-a chemat odată să dansez cu ele, i-am făcut semn că nu am dispoziția necesară, după aia m-a mai chemat încă o dată și am zis, hai, bine, să fac un dans și am dansat, cred că 2 minute și după am plecat. Și chestia asta, da, eu de fiecare dată, și cum a fost acum cu relația, cu despărțirea, nu pot spune că mi este foarte bine, dar încerc să stau, să mă gândesc, să văd ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și să... Eu stau de multe ori, stau singur și încerc să mă ajut singur. De asta nici nu exteriorizez foarte mult aceste... Albert, cum ar trebui să fie o relație care să te mulțumească pe tine? Sau un partener, nici nu știu cum să formulez ca să mă fac înțeleasă. Ce calități ar trebui să aibă viitoarea ta parteneră care să te, ca să te facă și cum să se comporte, nu neapărat calități. Cum să se comporte într-o relație? Să ne respectăm în primul rând unul pe celălalt, să ne înțelegem, să ne iubim, să fie ceva... Și nu v-ați înțeles tu și Laura? Păi asta am spus, că nu am avut... Nu am fost pe aceeași lungime de undă, pur și simplu nu ne-am înțeles. Din ce punct? Aici a fost dinamica care s-a rupt la voi și în rest, respect de iubire e mai complicat. Dar respect a existat? A existat respect, doar că înțelegerea nu a fost între noi. Pur și simplu așa am considerat că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu ne dorim aceleași lucruri, poate ea în punctul ăsta al vieții în care este, poate își dorea mult mai mult să ducă relația și mult mai rapid. Departe, poate. Da, și dar cum ești construit? Mult mai rapid spre o căsătorie sau... Cam cât de repede te atașezi tu într-o relație? Cum ești tu construit? Poftim? Te îndrăgostești repede sau ții la omul de lângă tine repede? Vă dați seama că fiecare relație e diferită, pentru că acum a fost cu Laura, poate pe viitor va fi cu o altă fată. Și... Păi nu poate, sper. Adică... Din greșeală. Da. Pe viitor va fi cu o altă fată. Dar nu asta e întrebarea. Adică, în general, la modul ce știi tu din trecutul tău, din relațiile tale anterioare, te-ai implicat? Adică... Sau ești așa cu fet doar ca să fii? Sau... Normal că am fost implicat în fiecare relație pe care am avut-o. Păi și care a fost cea mai lungă relație? Cea mai lungă relație a fost de 4 ani. De ce s-a terminat? Pur și simplu n-am mai înțeles. Puncte diferite de vedere. În ce privință? Pe care o are. Ei, da, e și foarte tânăr. În ce privință nu v-ați mai înțeles? Nu am mai înțeles, pur și simplu. Nu vreau să aduc acest subiect în discuție. Da. Okay. Pentru ei ai citit? Da, nu l-am citit încă, însă vreau să-i spun ceva lui Albert. Albert, să știi că ai un Saturn în casa căsătoriei tu și a relațiilor și atunci Saturn acolo te face să fii mai serios în privința asta și trebuie să-ți asumi relațiile. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă relațiile, doar că trebuie să ți le asumi, da? Adică de-a lungul existenței tale. Ca și stele, ai 2 stele de mentorat, s-ar putea câteodată să erigezi în a tot știutor, a tot cunoscător, trebuie să fii atent. Steaua dragostei, ți-am tot lăudat-o, 2 stele de agresivitate pe relație. Deci ar putea să ai partenere cu care să te cerți. Atenție, asta nu înseamnă că tu ești agresiv în relația aia, ci se întâmplă să te cerți. Pentru că, uite, mi-a scris acum recent o doamnă, spunându-mi că, uite, nu este Ștefan aici, că l-am făcut agresiv pe Ștefan și Ștefan nu este agresiv. Eu n-am spus că Ștefan este agresiv, atenție la ceea ce spun, eu am spus că sunt stele de agresivitate acolo și nu neapărat că tu trebuie să fii agresiv, ci vei găsi o parteneră cu care te vei certa. Sunt oameni care scot tot felul de chestii din tine, unele pozitive, altele negative. Și aceste stele acolo, efectiv apasă, cum ziceați voi mai tot timpul, butoanele respective. Și normal că încep să te cerți, da? Să existe neînțelegeri. Deci mare, mare atenție, da? Da, eu de fel nu sunt certăreț. Da, repet, deci nu este vorba despre tine aici și de felul tău, este vorba despre aceastea sau aceste stele care asta aduc către tine, partenerul potrivit, să faci așa ceva. Atenție pe zona asta de depresie de-a lungul existenței, adică că te retragi, că stai de unul singur, ai zis că ai grijă de tine, dar mare atenție pe zona asta, da? Așa, și atenție la înșelari în jur și respectiv ceea ce ți se poate întâmpla și ție. Pentru Laura, o stea de mentorat, da? Explici bine când explici, am văzut și acolo, ții lista, explici ce trebuie să facă oamenii. 2 stele de înșelat la fel și la tine, deci trebuie să fii atentă, foarte atentă la oamenii din... Doamne, ce înșelători sunt copiii din ziua de astăzi, n-am văzut așa ceva. Stelele astea care, credeți-mă că, au venit la mine o grămadă de clienți și îmi povesteau că așa, așa li se întâmplă. Da. Există predispoziție, atenție.